Fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să facem un episod mai special, pentru că astăzi facem primul nou episod de pe acest canal, pentru că n-am mai filmat de foarte mult timp, cred că de vreo 3 sau 4 luni. După cum puteți vedea, s-a schimbat tot aici sus, aici unde știți voi că am filmat, aici era camera cu calculatorul și cu tot, și asta am filmat azi în clip pentru că mi-am cumpărat și o altă cameră de filmat, mai exact Insta360 One R, pe care mie mi se pare o cameră foarte bună, mai bună decât un GoPro. Cam așa arată acum aici. Nu știu ce să vă zic. Uitați, s-a modificat tot, am modificat tot. O să punem parchet și o să facem aici camera mea normal de gaming, aici o să fie. După cum puteți vedea, o grămadă de haine, pentru că da, aici le-au pus, și aici este holul unde este cel mai mare ecou. Acolo sunt niște pungi cu tastatori și ce am mai avut eu pe acolo. Baia tot așa a rămas. Uitați-vă, tot acolo e și na, oricum și aia o să se schimbe. Și aici în camera unde știați că e dormitorul, mi-a pus aici, uitați, calculatorul, fiindcă, nu știu, până vin meșterii, pentru că acum au altceva de lucru. Uitați, aici camera asta e în renovare, dar mi-am pus eu un covor aici. Și aici este frumos calculatorul cu 5M aici pornit. Și tot, și uitați, asta este camera pe care am cumpărat-o, Insta360 One R. Adică, na, este o cameră super ok, din punctul meu de vedere. Poți să o întorci cum vrei tu, să întorci ecranul dacă faci vloguri cu ea. Și da, cam asta este, atât am vrut să vă prezint. Afară a venit vara, na, adică este super ok. Soare, sunt 25 de grade minim afară, adică este și mai cald. Și da, uitați-vă cum e și pe afară, nu știu, acum ieșiteți de camera asta, pentru că acum tocmai ce am luat-o și da, am zis să filmez și eu ceva cu ea, pentru că acum o testez, mai bine spus. Și da, acum vedem cum o să filmeze și cum o să se vadă pe YouTube la voi, la spectatorii. Și da, cam așa arată, uitați, camera în sine, se întoarce și ecranul, e super ok, zic eu. Păi, na, nu știu ce să zic. Păi cam atâta, scuzați că n-am mai postat, doar că n-am avut timp, pentru că a fost ocupat și cu școala și cu multe chestii. Na, adică n-am mai avut nici motivație, pentru că m-am cam plictisit, acum mi-a venit, pentru că mi-a venit și camera. Da, camera. Și da, fraților, cam atât. Am vrut să vă arăt doar un update cum arată acum casa, pentru că s-au schimbat multe la ea. O să facem ATV vloguri pentru că vine căldura și da, în general nu m-am lăsat de YouTube, doar că n-am avut chef să filmez și da, asta a fost tot. Și da, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram. Și da, noi desigur o să ne revedem data viitoare. Pa!